Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să spunem bună dimineața lui Cătălin Tolontan. Bun venit în propria arenă, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Vorbim despre ceea ce nu s-a spus și nu se știe despre cazul Florin Secureanu. Da. Precizez acest lucru de la început, pentru că s-a discutat mult începând de ieri, de când a venit condamnarea definitivă a sa la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru un caz de corupție. S-a discutat mult și oamenii pot avea sentimentul că au mai auzit asta. Nu. Ceea ce vom discuta dimineața asta n-ați mai auzit, fie și pentru că atunci când vorbești despre acest caz de corupție, care este unul dintre cele mai stupefiante care a ieșit la iveală, asta echivalează cu a vorbi despre Dex Online sau despre cartea de telefoane de pe vremuri. Adică putem discuta de acum 24 de ore și veți afla, stimați ascultători de Europa FM, lucruri în general noi. Atât de cuprinzător este cazul, atât de emblematic este el pentru, nu doar pentru medicina din România, pentru sistemul public de sănătate din România, dar chiar și pentru justiție. Și chiar cu asta voi și începe. Cazul a fost descoperit de către jurnaliști în 2016. Am lucrat la el împreună cu colegii mei până astăzi și vom continua să lucrăm. De ce vom continua să lucrăm? Pentru că, de fapt, această sentință definitivă, în urma căreia Florin Securanu a și fost dus la închisoare încă de aseară, la închisoarea din Satul Mare, este una de 3 ani și 8 luni la închisoare, doar într-unul dintre dosarele, paradoxal, în ultimul dintre dosarele deschise de către DNA împotriva lui. El a fost manager la Malaxa vreme de aproape 10 ani de zile, până în 2016, când a fost reținut prima oară. Și acest manager lua din spital în fiecare zi cash undeva între 2.000 și 3.000 de lei, nu o lună, nu un an, ci undeva la peste 5 ani de zile, aproape zilnic. Cum ridica acești bani cash, care au ajuns la sute de mii de euro, printr-o firmă care nu mai exista de 3 ani de zile, care teoretic repara tonerele și imprimantele în fiecare zi, da? Tonerele și imprimante în valoare de câteva sute de euro, dar practic nu făcea absolut nimic. Asta a fost doar una dintre acuzele pe care au fost auzite de către procurori, într-un dosar care, foarte, foarte important, nu este cel care s-a încheiat ieri, nu. E un dosar care a fost deschis de procuratură în 2016 de către DNA, a ajuns în instanță la Tribunalul București în 2017. Noi suntem în 2023, la 6 ani de când a fost ajuns în instanță dosarul și nu s-a dat nici prima decizie, nici primul verdict în primă instanță, pe fond, da? Nu există un verdict pe fond în acel prim dosar. În condițiile în care, în același dosar, oamenii care au fost acuzați alături de Securanu, oameni de afaceri și angajați ai spitalului care au contribuit împreună cu el la furtul banilor din spital și au recunoscut vina și au fost condamnați deja. Toți, 7 oameni. Chiar și în condițiile acestea, dosarul acela este practic în faza în care încă se judecă fără un verdict în prima instanță. Vă imaginați cât va mai dura după aceea apelul oricărea dintre părți după ce se va da primul verdict. Ceea ce s-a întâmplat ieri este finalizarea unui dosar deschis de către DNA în 2020, care s-a rezolvat în 3 ani de zile. Când probabil că DNA, astea sunt informațiile pe care le avem, și-a dat seama că primul dosar merge spre prescripție. Așa cum s-au prescris și unele capete de acuzare din dosarul respectiv acesta, cel de-al doilea. Da. Acum, ce a făcut, apropo de justiție, amenața care devine dreptate refuzată pentru cei furați în cazul ăsta? Putem rosti cuvântul furați acum, pentru că e o sentință definitivă. În dosarul în care a fost condamnat, ce a făcut el? Și a construit o parte a casei cu banii spitalului. Cum? Își punea pal, de exemplu, în casă, asta sunt lucruri scrise încă din 2016, și palul era de contat pe spital. Nu exista niciun centimetru de pal în tot spitalul, dar nu conta pentru el în vremea respectivă. Avea sentimentul că nu va fi prins niciodată de nimeni. Da. Sau gaze, da? Își punea gaze în casă cu aceeași firmă cu care lucra, instalația de gaze, cu aceeași firmă cu care lucra în spital și pentru a-i deconta lui gazele instalate în casă, era încărcat spitalul, de exemplu, cu
operațiune de supervizare a gazelor din spital, care costa mii și mii de euro. Spitalul de altfel a plătit undeva numai în perioada respectivă pe care noi am cercetat-o cu documente, undeva la 50.000 de euro acestei firme de gaze, care presta practic și pentru spital și pentru casa lui Florin Securean. Da, da, doar pe bani spital, adică pe bani publici. Ce... Totul pe bani publici. Tot în dosarul ăsta care a fost încheiat, asta vă spun, este absolut fabulos și oamenii nu-și mai amintesc multe dintre astea care le-au citit vreodată, au trecut totuși 7 ani. Cred că pe asta se și mizează, că uităm cu toții. E, în cazul ăsta n-am uitat nici noi jurnaliști și în primul rând n-a uitat publicul. El a ținut o presiune uriașă pe acest caz, chiar dacă invizibilă uneori la înaltele niveluri, dar la un nivel uman, el a știut permanent ce se întâmplă și oamenilor ăstora le mulțumim, de fapt, pentru tot ceea ce au făcut, pentru că au avut răbdare să urmărească cazul. Adică e aproape revoluționar în lumea de azi să cauți faptele până la capăt. Și tipul ăsta de revoluție tăcută l-a făcut publicul, până la urmă, că noi nu facem decât să-i aducem datele la izoană. În cazul ăsta, mai spun doar atât, și-a operat la spital privat mătușa, la spitalul Monta, să-l numim, da? Și îl numim special de ce? Pentru că Spitalul Monța a operat un om, o persoană fizică, fiind plătit pe factură de un spital public. Spitalul Malaxa, la care era director manager Securanu, a achitat Spitalului Monța pe factură, a publicat factura, oamenii o pot găsi, 5.000 de euro, o operație pentru o persoană fizică. Când ne-am mers la vremea respectivă la Casa Națională de Sănătate, când am mers la spital, la ambele spitale, cei care nu erau la curent cu această combinație s-au curcit, pentru că nu vor să niciodată ca un spital public să plătească un spital privat pentru o persoană fizică o operație. Și totuși au făcut-o. Pentru asta, asta este unul dintre motivele pentru care a fost condamnat. Celelalte cu banii furați direct din caserie, atenție, direct din caserie se furau bani. De exemplu, pentru faptul că a avut peste 470 de concedii plătite de un furnizor al spitalului, care de fapt nu furniza nimic, și cu asta chiar închei, pentru faptul că i-a cumpărat bijuterii prietenei lui, cunoscuta Vrăbii, până astăzi, din banii dat spital pentru o firmă care teoretic steriliza instrumentarul chirurgical de la secția de nou născut și nașteri, dar de fapt era firmă de bijuterii, deci era firmă de bijuterii și evident că nu steriliza nimic, toate lucrurile astea, încă o dată, sunt de 7 ani amânate de către justiția din România. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.